Un tânăr de 31 de ani din Manolești Deal ar fi putut să-și piardă viața chiar în accidentul produs de el. Acesta se deplasa dinspre strada Ion Pila către Colegiul Național Atelaurian. La un moment dat, în sensul giratorului de la bazar, tânărul ar fi pierdut controlul volanului și după ce a rupt un gard, s-a oprit cu mașina în zidul clinicii de imagistică dentară. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Cazul este acum cercetat de polițiștii botoșeneni.